Bună ziua, am venit astăzi la Cernavodă, aici la spitalul din Cernavodă, pentru a fi alături de colegii mei salariații de la Cernavodă care au început procedura de vaccinare. Le mulțumesc pentru tot ce au făcut în cursul anului 2020. Să nu uităm că ei au fost primii care au intrat într-o autoizolare în campusul de la Cernavodă, tocmai pentru a asigura energia necesară țării, și alături de ei mai sunt și alții din sectorul energetic național și le mulțumesc tuturor. Astăzi am vrut să fiu alături în momentul când a început etapa de vaccinare pentru cei de la Cernavodă și eu îmi doresc ca din 1400 să fie cât mai mulți. Din ce am discutat cu conducerea uzinei, până în prezent sunt înscriși în jur de 1100 de salariați în această etapă de vaccinare. Sunt convins că lucrurile vor merge bine. Eu însumi m-am vaccinat și recomand tuturor românilor să se vaccineze. Este singura noastră șansă să ajungem la normalitate. Am spus-o de anul trecut, fără tratament sau vaccin, normalitatea nu poate fi repede atinsă. De aceea, odată cu apariția vaccinului, cred că trebuie să-l și utilizăm și să ne vaccinăm. Am avut o discuție cu domnul primar, cu comunitatea locală și am anunțat un sprijin în cursul anului 2020 de investiții sociale de 5 milioane de lei pentru Cernavodă, pentru comunitatea locală de la Cernavodă. Acesta se va materializa în investiții în zona medicală, în zona de educație, 40% medical, 40% educație, 20% alte activități, inclusiv cele sportive. Practic, vrem să pornim, să continuăm ce am început anul trecut, când toate companiile mari din sistemul energetic național au ajutat comunitățile de pe tot teritoriul României și acum vreau o implicare mai mare a fiecarei companii în comunitatea de acolo unde își au sediu. Și centrala de la Cernavodă are aici sediu și aici trebuie să ajute în primul rând și evident județul Constanța și dacă se poate și mai mult. Deci 5 milioane de lei pentru comunitatea locală de la Cernavodă și am discutat la Cernavodă mai devreme despre problemele care sunt, cum putem trece peste ele. Avem o provocare foarte mare, vrem să construim unitățile 3 și 4, vrem să retehnologizăm unitatea 1 și cea mai mare provocare, după părerea mea, este resursa umană. Și am văzut că o iau foarte serios în calcul, deci avem nevoie de resursă umană calificată, profesionistă, așa cum este acum, pentru că trebuie să știți cu mândrie, trebuie să știți că România și prin Cernavodă, prin Societatea Nucleară Electrică, este cea mai eficientă țară care produce energie nucleară prin SNN, prin Cernavodă. Practic, suntem pe locul 1 în lume, asta în urma unui studiu independent care se publică anual, a fost publicat anul trecut. Și asta ne obligă și ne onorează, dar ne și obligă și trebuie ca împreună să mergem mai departe, pentru că provocarea numărul 1 va fi să asigurăm resursa umană pentru funcționarea 1-2 și pentru funcționarea 3 și 4, construcția și funcționarea 3 și 4. Sunt multe probleme care trebuie să le analizăm, sunt multe probleme care trebuie să le găsim soluții și sunt convins că împreună cu echipa de la Cernavodă le vom face față. Mulțumesc, întrebări, da. Câte probleme ați identificat la centrala de la Cernavodă? A spus că sunt probleme peste care sperați să trecem. A spus mai devreme că ați identificat probleme peste care sperați să treceți la centrale. Despre ce probleme este vorba? Bun, am zis o problemă a forței de muncă. Oamenii vin, stau aici, sunt instruiți. Instruirea unei persoane din domeniul nuclear nu este o chestie simplă, durează foarte mult. După care, evident, omul caută ceva mai bun și sunt oameni care au plecat de la Cernavodă și lucrează în alte parte, în sectorul nuclear, în alte părți ale lumii. Trebuie să fim pregătiți să trecem și peste acest lucru, să găsim soluții, să aducem oameni tineri, oameni noi. Și o provocare mare este, exact cum v-a spus, problema resurselor umane. Ca să menținem standardul de eficiență, trebuie să avem și un standard foarte înalt pe care îl avem în acest moment de securitate nucleară. Și asta se poate face numai cu echipamente făcute de către producător. Deci cel care a furnizat în zona nucleară, a furnizat aceste echipamente. Și acesta este iar o provocare. Și acolo legea securității nucleare, legea 111, se cam lovește de legea achizițiilor. Noi trebuie în primul rând la o centrală nucleară să asigurăm securitatea din punct de vedere nuclear.
și apoi vorbim de partea comercială, pentru că securitatea este cea mai importantă. Suntem printre cele mai sigure centrale din lume, cea mai eficientă și vrem să rămânem așa. Dacă nu mai sunt, vă mulțumesc foarte mult!